Magistrații Tribunalului Prahova au decis ieri după amiază să emită pe numele șefului poliției Mizil mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Potrivit judecătorilor, ofițerul este acuzat pentru folosirea abuzivă a funcției în scop sexual și favorizarea făptuitorului. Conform procurorilor, șeful poliției Mizil a favorizat pe membrii unui grup infracțional prin lipsa acțiunii conferite de atribuțiile de serviciu și nesesizarea organelor competente, ajutându-i pe suspecți să scape de tragerea la răspunderea penală pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, de trafic de minori, de instigare la furt și de viol. Totodată, magistrații au decis să emită mandat de arestare preventivă și pe numele a 3 persoane care făceau parte din gruparea respectivă. Decizia nu este definitivă.